Salutare! Demonstrați că 72 la puterea n plus 3 la puterea 2n plus 1 înmulțit cu 2 la puterea 3n plus 1 plus 8 la puterea n plus 1 înmulțit cu 9 la puterea n este divizibil cu 15, oricare n aparținând num mulțimii numelor naturale. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? demonstrați că înseamnă că așa este. Adică această sumă este, are ca rezultat un rezultat divizibil cu 15. Bun, cum pornim la drum? Păi observăm că, de exemplu, 72 este, poate fi scris ca 2 la puterea a treia înmulțit cu 3 la puterea a doua, mă rog, bineînțeles, totul la puterea n, acolo nu 3 la puterea 2 în plus 1 poate fi scris ca 3 la puterea 2N înmulțit cu 3 înmulțit cu 2 la puterea 3N plus 1 poate fi scris ca 2 la puterea 3N înmulțit cu 2 2 la puterea 1, nu mai scriem puterea 1 de ce? Pentru că ne folosim de regulile de calcul cu puteri, care ne spuneau așa că dacă avem ceva la o putere înmulțit cu uh, aceeași bază, dar la altă putere înmulțirea corespunde adunării puterilor N plus M dacă avem uh, Împărțire o să corespundă scăderii puterilor. Deocamdată vom folosi această uh, formulă, această regulă. Da? Mai departe, aici, în locul lui 8, putem să spunem că este 2 la puterea 3 -a, totul la puterea n plus 1 pe care o vedem, înmulțit cu un în locul lui 9, să spunem că este 3 la puterea 2 totul la puterea n, și să vedem ce obținem în situația aceasta. Când avem două numere înmulțite la o putere comună, de exemplu avem a înmulțit cu b totul la o putere comună, scriem că primul număr e ridicat la putere, înmulțit cu al doilea, da, baza a doua, înmulțită, ridicată la aceeași putere. Deci, asta este o altă formulă de calcul de la puteri. Și ce înseamnă asta? 2 la 3, totul la N, uh, mai avem încă una de care am uitat ceva la o putere, totul la altă putere, este baza respectivă la înmulțirea puterilor. Asta este ceea ce vom folosi aici. 2 la puterea 3, totul la puterea n, este același lucru cu 2 la puterea 3 ori n, adică 3n, înmulțit cu 3 la puterea 2, totul la puterea n, este 3 la puterea 2 ori n, Plus, aici ce putem să facem, am putea să ne folosim de faptul că 3 la puterea 2n înmulțit cu 3 înmulțit cu 2 la puterea 3n înmulțit cu 2 poate fi scris ca 3 la puterea 2n înmulțit cu 2 la puterea 3n. De ce le așezăm așa? Ca să ne putem da factor comun foarte ușor apoi. Putem să facem 3 ori 2, adică 6, plus ceva la o putere totul la altă putere este 2 la a 3 -a, totul la puterea n plus 1 este 2 la puterea 3n plus 3. De ce? Pentru că 3-ul se va înmulți cu suma aceasta, deci este ca și cum ar fi într-o paranteză, 3 mulți cu n plus 1, vine 3n plus 3. Ce înseamnă 2 la puterea 3n plus 3? Este același lucru cu 2 la puterea 3n ori 2 la puterea a 3 -a, Nu de folosim de uh, formula... care formulă de formula... Aceasta, dacă avem sumă, da? spunem că este bază la puterea uh, una, un termen al sumei, înmulțit cu bază la puterea celălalt termen al sumei. Bun, înmulțit cu 3 la 2 totul la n este 3 la 2n. Egal mai departe, putem să dăm factor comun pe 2 la puterea 3n, ori 3 la puterea 2n, pentru că se găsește și aici. 3 la 2n, 2 la 3n și aici. 2 la 3n, da, și 3 la 2n, și îl dăm factor comun. Înmulțirea este comutativă, deci orică spunem 2 la puterea 3n înmulțit cu 3 la puterea 2n, orică le punem invers, este același lucru. Ce ne rămâne din primul termen? 1 plus, din al doilea ne rămâne 6, plus din al treilea ne rămâne 2 la puterea 3, care este 8, facem adunare aici și ne dă 15, care este într-adevăr un multiplu de 15, ceea ce înseamnă că rezultatul este divizibil cu 15, oricare n aparține mulțimii numerelor naturale. Simplu, nu-i așa? O zi superbă să aveți!